Compania de autostrăzi va lansa în acest an pachetul de studii de fezabilitate și proiectare pentru autostrăzile din Moldova, Târgu Neamț, Iași, Ungheni, respectiv autostrada sau drumul expres Ploiești-Bacău, a anunțat șeful CNADNR, Cătălin Homor, într-un interviu acordat hotnews.ro. Acesta anunța că pentru tronsonul Ploiești-Bacău are caietele de sarcini gata, fiind trimise către consultantul Comisiei Europene în România pentru un punct de vedere. În funcție de răspunsul pe care îl vom avea, eu estimez că undeva în luna iunie poate fi lansată licitația, a spus Homor. Șeful CNADNR a declarat pentru hotnews.ro că în 2016 compania va lansa la licitație mai multe studii de fezabilitate, dar care vor fi contractate la pachet cu licitația și autorizația de construire, astfel încât, odată terminată etapa documentațiilor, proiectele să fie scoase direct la execuție. Printre proiectele menționate se numără și cele două mari proiecte pe rutier din Moldova, tronsonul Târgu Neamț Iași-Ungheni, partea autostrăzii A8 Târgu Mureș-Iași, precum și drumul expres sau autostrada Ploiești-Bacău pe axa nord-sud din Moldova.